Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Azi dimineață erau niște discuții foarte interesante pe legea salarizării. Mergeam cu mașina, ascultam la radio, frumos. Noua lege a salarizării, asta tehnocrată, da, chiar sunt multe de discutat. Doar și pentru faptul că salariul minim ar urma să crească în vreo 5 ani cu doar 100 de lei, da. Adică 20 de lei pe an acolo. Destul, nu? E, și dintr-o dată, pac, Dragnea la DNA. S-a terminat cu șmecheria, frate. S-a suspendat orice dezbatere. Ce salariu, frate, dă-l încolo de salariu. E Dragnea la DNA, ești nebun? Puteai să dai pe Trinitas și pe Discovery. Ce vorbești, frate? Se opriseră lei din alergare, da? Tocmai fugăreau o antilopă și când au auzit vestea s-au oprit. Stăteau ca proștii și se întrebau: pe bune, frate, e Dragnea la DNA? Pentru ce, frate? A, cu bombonic? Băi, ești nebun? De ce ați fost chemat? Vorbim la ieșire. Dar ce scrie pe citație? Ce scrie pe citație? A fost sunat avocatul. Vorbim la ieșire. În ce calitate v-au citat? Da, calitate de martor sau ce? Păi dați când ies eu. Martor sau ce? Nu știu. Ați observat? Aproape zilnic e o astfel de chestie care oprește totul în țara asta. Știți cum ne opream din ce aveam de făcut când eram mici? Pentru că se vedea un avion pe cer. Wow, gata! Se oprea fotbalul și ne uitam pe cer ca proștii câteva minute. Nici musca nu se auzea, da, pentru că și musca se uita. Dacă era și un avion de ăla cu reacție, Doamne. Așa suntem noi acum. Nu mai are nimeni vreme de nimic. Că pe la 10-11 dimineața așa, exact când își suflecă oamenii mânecile să se apuce de treabă, pac, e Ionescu la DNA. Gata, las-o bă încolo. Hai că mai muncim și mâine. Hai să ne uităm la ușa DNA-ului, să vedem dacă îl saltă, dacă nu îl saltă, ce declară și altele de astea. Pe de altă parte, mi s-a părut fabulos motivul pentru care Liviu Dragnea a mers astăzi la DNA. Președintele PSD Liviu Dragnea a fost audiat la DNA în dosarul fostei sale soții. Liderul social-democrat a declarat la ieșirea de la audieri că are calitatea de suspect. Bombonica Prodana este acuzată că ar fi acoperit ilegalitățile comise de subordonații de la protecția copilului Teleorman. La vremea respectivă, Liviu Dragnea era președintele Consiliului Județean Teleorman, iar protecția copilului se afla în subordinea Consiliului. 4 angajați ai instituției încasau salarii, deși nu veneau la serviciu și nu prestau nicio activitate. Serios? De asta a fost domnul Dragnea la DNA astăzi? Pe cuvânt, eu nu pot să cred. Deci pentru asta a fost Dragnea azi la DNA? Eu nu cred, domne. Sigur mai e ceva în afară de asta. Nu știu, domnilor procurori, vreți să vă ajutăm un pic? Nu, mi-e și jenă să vă spun, dar haideți să vedem împreună câteva imagini, da? Un adevărat palat, o piscină impresionantă pentru zilele fierbinți de vară cu jacuzzi incorporat și un sistem de iluminat subacvatic, dar și un teren de tenis cu nocturnă, dată fiind pasiunea proprietarului pentru sportul alb. Deci avem dosarul cu doamna Bombonica și aceste imagini. Mă rog, doar o filmare din avion poate să ofere o panoramă cu tot domeniul lui Nealiviu. Ci că vila lui Dragnea și marele zid chinezesc, singurele construcții care se văd de pe lună. Mă rog, marele zid doar când e senin, dar vila lui Dragnea, oricând. E, și Dragnea e suspect într-un dosar în care doamna Bombonica nu le-a dat afară pe unele care nu treceau pe la muncă, nu? Dragnea e suspect în dosarul ăsta. Nu știu, cred că v-a stăvălit pe jos de râs domnul Dragnea la DNA astăzi. V-au dat afară de acolo, râdeați prea zgomotos pe culoare sau cum? Sunt suspectat că două angajate care de la protecția copilului care n-ar fi venit la servici și că eu aș fi îngăduit acest lucru în 2006 și am calitatea de suspect. Da, destul de calm ne-a Liviu așa, adică mă așteptam să fie mai pe ironie, domne, cum ne-a obișnuit în ultima perioadă, dar cine știe ce i-au mai zis procurorii sus, poate îl mai cheamă, poate... Adică vineri se termină rușinea aia de dosar cu referendumul, oricum ai da-o, ăla nu-i dosar. Și acum avem alte acuzații chiar mai stupide. Exact de asta se interesa Dragnea, da, să acopere niște angajate care nu treceau pe la muncă.
Mă rog, nea Liviule, asta e. Acu' du-te și matale și scrie niște denunțuri repede. Hai că ești parlamentar, vorba aia. De oricare de acolo poți să zici că ia bani fără să facă nimic. Dosar, nu? Bine ați venit la Starea Nației.